Bună ziua, sănătate, suntem la Stupină, astăzi facem o mică verificare. Am făcut extracții la merea de tei acum 2 săptămâni. Astăzi intrăm un pic la ele să vedem despre ce este vorba. Posibil să mai facem și câte o extracție după 1 august, dar astăzi facem o verificare puțin la buduroiul nostru, să vedem. La budoi, mă scuzați, avem și buduroaie. Haide mai aproape să vezi aici. Da, la albinuțele noastre din... Iată cum se prezintă. Să le pun. Da. Deschidem un pic să ne uităm la el. Dar nu la tot, așa în mare parte, numai un picuț. La albinuțe. Cum se prezintă. Au ceva miere adunată, căpăcită, să pregătesc. Da, aici mai au de clădit pe una dintre rame. Da, să mai ieși deoparte și ne uităm mai departe. Foarte cuminți albinuțele. Spuneau colegii apicultori cum o să extrag. Foarte bine extrag de aici. Iată ce coroană frumoasă de miere. Puiet. Foarte bine, foarte bine. Ia să vedem și invers. Iată, căpăcită mierea. Partea de sus, pentru hrănirea puietului, e excelentă. Da, sperăm că mătcuța să nu fie aici pe rama aceasta. Adică o punem. Da. Mergem, mai uităm încă la una. Una sau chiar două. O scurtă revizie, să zicem așa. De luna iulie. Da, uite aici cum se prezintă. Uite ce frumos e. Ce de puiet și ce de miere căpăcită. Eu acum nu mă uit după mătcuță, dar cred că o fi pe zona. Dacă vedeți, dumneavoastră, cameramana. Nu, da. Aici și aici ceva. Haide să o luăm rosa. Da, bine. Ne mai uităm la încă una și suficient. O punem și asta jos. Să... Nu prea am spațiu aici în butoi, știți? Din... Asemenea motiv nu reușesc să... E pe parte. Hai că încerc așa. Crezi că stau. Crezi să nu cadă. Da. Uite, încă una. Aici avem o legătură. Văzut albinuțele, da? Aici avem puiet eclozat. Iată, larvar, ouă de o zi. Regina, mamă, e prin zonă. De aici ne dăm cu seama. Ce fain o scos. Da. Rama construită manual și adaptarea la butoi era aproximativ 1 pe 1. Așa că intră în centrifugă să pot extrage mierea. Uitați, matca, aici e sora reginelor. Da? Regina, mamă. Tinerică împerecheată, ia filmați aproape acolo că e împerecheată, aripile sunt una peste cealaltă, da? O lăsăm acolo, nu mai tulburăm,
Haide filmat și în butoi să se vadă cum e în butoi. Iar acolo e urdinișul, da? Iată cum o rost pe lângă urdiniș. Vedeți? Acolo s-a făcut și-o creat spațiu. Da, nu le mai tulburăm. Atât am vrut să vă prezentăm astăzi din butoi. Albinuța din butoi. Până data viitoare vă îmbrățișăm cu drag, sănătate și bucurii și dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu de YouTube.